Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun, el nu va deschide gura la judecate. Cine se gândește să facă rău se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău, dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse nelegiuitule la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihnă, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău și nu pismui pe cei răi. Cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora. Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău, ori ai vrea să înșel cu buzele tale? Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte, și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luare aminte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.